el avea nevoie de acest scaun. Ai putere de mecanic. M-ai trădat. Vrei să-ți iau scaunul? Băi, vă salută, fratele Curac, și prima găsit la un nou episod pe acest canal. E momentul să facem un abonat fericit și anume fericitul abonat care a câștigat premiul dat de cei de la Achiris, un scaun personalizat cu conacul pentru canalul meu de gaming. Au fost două la număr, unul a ajuns la Brăila, altul pleacă la Constanța, dar ăsta de la Constanța, băs, 255 de kilometri, trebuie să-l ducem noi, personal. Așa că sunt pregătit, sunt cu Victoria aici. Am scaunul, l-am desfăcut special ca să-mi încapă o mașină, că Skoda o am dată, nu am vândut-o, dar nu am acasă. Așa că, alături de fratele meu, Țanu, mergem la Laurențiu. Păi și mă bucură foarte mult, pentru că este un copil, sper să nu se supere de termenul ăsta, care mie mi se pare că el avea nevoie de acest scaun. Un copil modest, am vorbit cu mama lui la telefon, tocmai de-aia am acceptat să mă duc până la Constanța, ți-l duc personal. Voiau și pe voi. Apăsați butonul de like, subscribe dacă ești pentru prima oară pe acest canal și nu uita, follow pe Instagram la Conac Oficial și la pagina celor de la Vamos eSports România, organizație pe care eu am creat-o din sufletul ăsta mare, pentru că știți că am un suflet mare. Și haideți să vedem cum o să reacționeze Laurențiu. O să mergem la Constanța, noi suntem momentan în București, într-un OMV de pe centura Bucureștiului. Mergem la Constanța, asamblăm scaunul, vedeți reacția lui, filmăm și dacă se poate pe la el pe acolo puțin, apoi ne întoarcem la București și urmează să dăm premiile, cele 9 premii, să le vedem dacă avem oameni care au câștigat din București sau din împrejurim. Știți voi, giveaway-ul ăla doar pentru membrii canalului. Adică dacă vreți să vă luați membru pe acest canal, link-ul este tot în descriere, luați-vă membru, nu pierdeți nimic. O să vedeți că dacă citiți beneficiile la membri, o să fie ok. Bun, haideți să-i dăm bătaie. Constanța, venim! Bă, băieți, suntem pe la Cernavodă, aproape de Cernavodă. Ne-am mișcat destul de repede. Am dat drumul la filmare, acum doar să facem așa o remarcă. Au făcut ăștia autostrada, uite-te și tu. Ia-o! Suntem pe autostrada acum. Pe lângă faptul că sunt numai delimitatoare de asta, mergem pe o singură bandă, ba pe stânga, ba pe dreapta, mă rog, pe o singură bandă, pe o singură sens de mers. E împărțit în două, lucrează într-una, că lucru românesc. Cred că de-abia ține camera. O țin cu două mâini direct. Te-ai făcut ceaunar, ți-ai luat palarie, îți place. De unde ți-ai luat bască? De la Brixton. Mamă, de unde mi-am luat și aici, nebun, de prima palarie. De unde e tu stilul ăsta așa, băi, ciulea, tolea ciomac? Te naști cu el, băi, vine de la sine. Te naști cu el, vine de la sine. Te-ai născut cu el? Da. Bun. Jante pe 19 sau mă rog, cauciucuri, jante, că nu mă pricep bine. Cauciucurile astea micuțe așa, dă simt și petricica. Bine, dacă sare un cataroi. Deci când... E banda asta, nu... Ia. Nu doar... Nu doar... o idee bună. Nici nu am plecat bine de acasă, că era să-l troznesc pe unul cu bicicleta, pe un boșulic care era pe sens, pe sens. Era pe mijlocul străzii, i-a dat claxon, a dat să facă dreapta, eu am dat să mă bag pe lângă și am un dat la stânga să treacă sensul. Mergem la Laurențiu, ajungem un pic seara, târliu așa, abia să ne mișcăm mai repede, dar dacă eu am făcut live până la 7, am făcut live până la 7, până la 4 dimineața am făcut live, am culcat la 6, mai la 6 m-am pus în pat. Am mai stat un pic, am trebuit să dorm un pic mai mult ca să ne revenim, să putem să conducem în siguranță. E bine că ajungem totuși așa pe amurg, ne întoarcem pe seară și așa la final nu mai sunt multe de filmat, dar zilele astea urmează să ducem și premiile în București pentru toți cei care au câștigat la giveaway și o să vă filmez și acolo, vreau să dăm drumul la vloguri. Am vrut să vă întreb de pe episoadele trecute, scrieți și mie în comentarii ce idei de vloguri ați vrea să mai vedeți pe canalul meu. Ce vreți să facem pe canal de gaming separat? Ce idei de vloguri? Ce vreți să facem? Dar nu-mi dați smash or pass. Cam atât de aici, colegul. Ai legătura, prea legătura și tu știi și tu la oameni ceva. Ne vedem în Constanța. În sfârșit, băieți, am ajuns. E 18-19 pe aici. Am ajuns în sfârșit la Laurențiu și am aflat ceva foarte tare despre el, pentru că am avut așa puține dubii. Nu-l știam de mult timp, dar de când mă urmăresc? Din 2018. 2018 și mi-a confirmat chiar mama lui. O să-ți placă scaunul sau nu? Da. Întrebare de bara s-am pus, nu? Da. Aveai scaun de gaming? Nu. Aveai? Nu. La asamblăm amândoi, mă ajuți? Da. Le mulțumim încă o dată celor de la Achiris care au făcut chestia asta posibilă. Două exemplare în toată țara, unul rămâne la Laurențiu și noi ne apucăm de treabă, iar voi o să vedeți aici o echipă puternică rău de tot, care vor monta cât timp crezi că ne ia? 15-20 de minute. Mamă, deci eu l-am făcut 45 de minute pe live și el zice 15-20 de minute, înseamnă că suntem încrezători noi. Nu uitați, apăsați butonul de like, subscribe dacă ești pentru prima dată pe acest canal și vreau un salut de la personalizat pentru Laurențiu. Să-i spuneți lui Laurențiu un gând bun în comentarii acolo. Ne apucăm de treabă? Da. Hai, let's go. Hai, ne apucăm de el? Da. Ia uite, ține-te aici prima parte, să-l scoatem prima oară din cutie. Să-l ne încurce. Gata, nu mai avem nevoie de cutie. Și avem două seturi de picioare.
Astea sunt pentru parchet, sunt soft. Poți să depui palea, dar să știi că astea poți să le schimbi. Adică sunt două modele diferite de picioare. Se schimbă foarte ușor. Că le scoți cu una, le pui cu mână. Asta e mai dur și te ține mai înalt. Vezi? Dar îți face sunetul ăsta și asta e soft. Vezi? Asta? Sau asta? Te punem pe astea? Ok. Bun, dacă vrei să le adaptezi, le pui tu pe astea. Talent. Bun. A, deci l-ai vrut pe ăsta că e mai silențios așa. Bun, ce facem acum? Asta e șezul tu. Ia țipul, desfaci tu de acolo de jos, după ăla. Bun, și acum trebuie să-i punem mecanismul ăsta. Deci îl punem așa. Bun, deci ăsta e mecanismul pe care noi trebuie să-l punem aici. Ia uite, tu ține-l, scot eu astea. E foarte greu. Uite, asta le strângi tu prima oară, invers pe spate, așa. Hai, tu le bagi pe asta. E care pe găuric. Ia, vrei să strângi tu? Te pricepi? Ok. O faci mai porțos. Acum trebuie să punem ăsta, care intră în ăsta. Trebuie să-i scoatem așa. Ăsta intră aici, ăsta intră aici. Și acum... Hai, îl potrivești tu? Aici. Unde? Aici. E bine? Da. Aia zic tot. Ok, următorul pas. Care? Tu ești? Ăla, gen, spătarul. Spătarul. Bun. Deci îl punem pe poziție și prima oară să legăm dreapta asta. Ia să vedem asta, lasă-l jos. Așa. Stai să-i scoate-i tu din lateral astea două. Tu scoți două, eu scot două. Vezi, lucrăm în echipă. Bam, bam, bam. Așa, acum trebuie să-l potrivim. Unul e prins. Ia uite, strânge-le tu pe asta doar, hai. Eu pregătesc următoarea de chestii, da? Să avem nevoie de două apărători. Cărnuța, nu? Două de-astea. Două de-astea. Tare, 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 tare. Ai putere de mecanic. L-ai strâns și sus? Da. Ia, tu pui stânga, eu pun dreapta atunci. Bun. Și aici punem, uite așa. Ai nimerit? Da. Strânge? Strânge. Da, bun. Ia, tu o fermuță, eu o fermuță. V-am uitat la ceas? Cât a durat? Nu știu. A? Nu știu. Trebuie să-l dă numai este. Eu l-am făcut mai greu singur. Dacă îmi stăm doi, puterea crește. Astea sunt pernuțe cu memorie. Uite mă că el știe să o pună, bă. Nu știi că mie mi-a zis cineva tocmai pe live după ce l-am montat cum să-l pun. Gata. Acum ți-l reglez tu cum vrei tu. E gata scaunul. Partenerul să dea noroc cu mine. Cât a durat după ceas? N-ai, n-avem nevoie de timer, că te găsim deja, iar reglează-ți-l cum vrei tu. Se lasă cu tine jos? A, se lasă. Op. Se lasă. Se lasă. Ia zi. Perfect. E perfect? Nu ți-l ridici un pic mai încoa? Pernuțele sunt bine? Da. Vezi că, fii atent, de multe ori eu dacă mă las pe live și dau trai drumul ăsta, ai grijă să nu te lovească. Ia uite. Vezi cum face? E să ai grijă, că eu de multe ori mă las pe spate și după aia doar îi dau de banetă și imediat mă lovește. Cum ți se pare scaunul? Ia zi. Ai văzut cum e personalizat? Cu Gonacu și All-Stars. Cu cine ții? Cu All-Stars sau cu Vamos? All-Stars. M-ai trădat? Vrei să-ți iau scaunul? De ce ții cu All-Stars? Nu știu, mi se pare ca și canalizat. Păi și acum dacă picăm cu ei la turneul ăsta la ROG, ce faci? Cu cine ții? Păi cum, trădezi All-Stars-ul? Da. De acum dacă ai scaun cu All-Stars, să știi că ediție limitată, dar nu înseamnă asta că trebuie să ții cu ei. Și dacă fac un scaun cu Vamos și îl câștigi tot tu? Ești, mi-l aduci pe ăsta și îl iau pe ăla. Mă bun, gata. Îți place scaunul? Da. Mă bucur, felicitări pentru câștig. Ești norocos în viață? Da. El e Laurențiu, urmăritor din 2018, mă bucur că l-a câștigat el. Și te-am sunat atunci? Da. N-ai răspuns? Da. De eram ce? Cu băieții sau. Și după aia când ai venit acasă, ți-a zis mama că ți-a sunat telefonul? Și tu cum ai reacționat? Ți-ai dat seama de ce te-am sunat? Că am câștigat premiul. A, că ți-am și scris și da. Bravo, felicitări, el a fost Laurențiu. Vrei să zici la oameni, să le zici ceva? Unde să te urmărească sau ceva? Pe Instagram. Cum ai Instagram-ul? Laurențiu.constantin.5579. Apare link-ul în descriere, el este Laurențiu. Mă bucur că i-am putut aduce premiul și că l-a câștigat. Noi rămânem un pic la taclale așa. Și voi o să urmăriți următoarea parte din vlog. Salut pe oameni. Vamos. Vamos, gata, a trădat All-Stars-ul, gata, gata. Ia vedeți băieții, cam aici direct mare convoi până acasă. Poți juca să testezi ceva și cu convoi da, din astea? Da. Am escortă, băieții sunt de la Enduro Key. Aveți echipă ceva de putem să le zicem la oameni de voi? Da, din Instagram. Ia zi-ne Instagram-ul la echipă. Enduro Key. Exact așa.
Enduro Key, tată. M-au branduit. Bă, să știi că asta e manevră de marketing. Uite, de la Achilles la fel, mi-au dat scaun, zice, bă, ia scaunul ăsta să folosești doar scaunul Achilles. Și astea dacă le pun pe mașină și le vede lumea, zice că sunt cu voi, cu Enduro, nu? Da, da, da. Ați motoarele? Am primit două stickere de la băieții ăștia frumoși care au venit să mă vadă, le mulțumesc mult. Și o să le pun, o să le pun camera de gaming, lumea, să vadă pe live. Cum vă numiți, băieți? Ziceți-vă acolo ca să vă vadă toată lumea. Vali, Mario, Edi, Ilie. Și ei, dacă vă puneți cu mine, vă puneți cu ei. Băieți, a venit și momentul să ne luăm la revedere pe acest vlog. Asta a fost vlogul anul. Mamă, am închilozat un pic așa pe drumul ăsta. Au fost 225 de kilometri. Am fost până în București la un prieten. Este 9:30, aproape 10 seara. A venit momentul să închidem vlogul anul, băieți. Sunt aici cu Țanu. Priviți și auto. 995, te-ai născut în 95, nu? Și de-aia. Da. Și când cu meu, dar nu am născut în 22. Bun, băieți, sper că v-a plăcut clipul. Îmi pare rău că nu vedeți și alte chestii. Tremură mâna lui Țanu, că e mare frig la noi în București. Îmi pare rău că n-ați văzut și alte chestii, n-avea ce să vedeți. Dar ne vedem pe următorul vlogul anul. Așa cum am zis și în celelalte vloguri, urmează să postăm și mai mult. Așa că vreau să mă susțineți cu un like, o distribuire dacă vreți să vadă și alți prieteni ai voștri clipurile mele. Și să lăsați neapărat un comentariu. Subscribe dacă ești pentru prima oară pe acest canal. Mulțumim Achilles, mulțumesc vouă că ne urmăriți. Și vamos! Ce mă pot vedeți? Da, bă, 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 da